Domnul Mircea Beuran se simte hărțuit și persecutat. Acesta este disclaimerul de la YouTube, l-ați văzut. Pentru că am fost în fața palatului lui, castelului lui din Ciolpan și am vorbit despre cazul de corupție în care este implicat. Au trecut 24 de ore de când a venit această notificare și s-au întâmplat foarte multe lucruri interesante. Pe lângă imaginile Full HD cu castelul lui Beuran, pe care am să le public după acest comentariu, imagini de la sol, cât și imagini aeriene. Mulțumită Reziste TV, care a văzut că mă chinuie acolo cu trepiedul ridicat în sus, avem și imagini aeriene. Înainte de asta vreau să vă vorbesc despre ceva, dragii mei, despre efectul Streisand. Este un fenomen prin care, citesc de pe Wikipedia, tentativa de ascundere, ștergere sau cenzurare a unei informații duce neașteptat la publicarea pe scară largă a informației facilitată de obicei de internet. Thomas ne dă dreptate. Sigur, domnul Beuran, eminență și elită, nu? Că așa zic zombificații de la Antena 3, că eu denigrez elitele, da? Nu știe aceste lucruri, poate explică cineva domnului Beuran, poate îi spune cineva această poveste. Mike Mensnick, de la blogul TechDirt, a inventat termenul după ce Streisand, Barbara Streisand, celebra cântăreață și artistă americană, a încercat fără succes să trimită în judecată pe un fotograf și site-ul Pictopia pentru violarea intimității. Prin despăgubirile cerute de 50 de milioane de dolari, s-a dorit eliminarea unei fotografii aeriene a vilei actriței dintr-o colecție publică de 12.000 de fotografii ale coastei californiene. Deci ăștia au fotografiat, au făcut 12.000 de fotografii ale coastei californiene ca să arate eroziunea solului. Printre acele fotografii erau și fotografii cu vila actriței. Barbara Streisand, o cunoașteți cu toții, este o celebritate pe plan mondial. Vedeta s-a supărat, a cerut avocaților, îi dați în judecată să dea jos pozele. Înainte ca procesul să fie lansat de super vedeta americană, imaginea respectivă fusese descărcată de pe site doar de 6 ori. De 6 ori. Două dintre descărcări fiind ale avocaților super vedetei. Cazul a atras atenția opiniei publice datorită acțiunii făcute de vedeta respectivă. În rest, nimeni nu știa că există niște poze cu proprietatea ăsteia. Nimeni, numai avocații ei. Vă dați seama dacă de 6 ori a fost dată jos poza, da? Și două dintre ele erau ale avocaților vedetei. Deci 4 persoane știau. Ea s-a agitat, a încercat să cenzureze acele imagini și a atras atenția publică. Și numai în luna următoare, 420.000 de oameni au văzut fotografiile. Și ele sunt tot acolo și n-a avut ce să facă super vedeta respectivă, Barbara Streisand. Există și exemple din politică. În noiembrie 2007, Tunisia a blocat accesul la YouTube după ce acolo au fost postate materiale cu deținuți tunisieni. A început o campanie de postare și, mă rog, imaginile au devenit mult mai viralizate. Sigur, asta s-a întâmplat pe plan planetar. Efectul Streisand se întâmplă și în cazul domnului Beuran. Poate explică cineva domnului Beuran și găștii cu care lucrează domnia sa. Am ridicat pe YouTube, pe Facebook materialul respectiv cenzurat momentan de către YouTube ieri, deci la 24 de ore. 2300 de persoane au redistribuit materialul și vă adresez 2300 de mulțumiri. Vă mulțumesc din suflet pentru redistribuiri. Ceea ce a făcut ca materialul să fie văzut până acum de 87.000 de persoane. Până să-l cenzureze domnul Beuran și ăia pe care i-a plătit domnul Beuran, care știu ei cum funcționează roboții YouTube, da? Materialul fusese văzut pe YouTube numai de 25.000 de persoane. Din cauza cenzurii pe care a făcut-o domnul Beuran și o să continui să-l postez, asta este de pe profilul meu, Mălin Bot, da? 2300 de distribuiri, 87.000 de vizualizări. La astea se adaugă distribuirile de pe pagina mea publică, 1900 de distribuiri, care au făcut 84.000 de vizualizări. Deci în total vreo 190.000 de oameni au văzut deja imaginile și continuă să le vadă, pentru că se mai întâmplă ceva și vreau să vă adresez mulțumiri tuturor celor care ați făcut asta. Foarte mulți oameni au dat jos videoclipul cu reportajul pe care Beuran îl dorea cenzurat de pe pagina mea de Facebook și l-au ridicat pe paginile lor de YouTube sau pe paginile lor de Facebook. Și vă încurajez ca și în perioada următoare să
și vă autorizez public pe tot să luați acest reportaj cu vila lui Beuran pe care Beuran l-a cenzurat și să îl ridicați pe toate paginile posibile. Să vedem dacă putem să ducem la un milion de persoane care să vadă aceste informații pe care domnul Beuran vrea să le ascundă. Domnul Beuran nu știe, săracul de el, că internetul nu poate fi cenzurat. Crede că a făcut un lucru bun. Ei bine, dacă el crede că a făcut un lucru bun, uitați, vă dau un exemplu. Acum 10 ore, Beurane, nu poți ucide adevărul. Videoclip cenzurat pe YouTube a fost difuzat, de exemplu, pe pagina Baricada TV și mulțumesc lui Seba și lui Darius, le mulțumesc băieților de la Baricada că l-au preluat. Deja are 15.000 de vizualizări, deci se adaugă la cele 190.000, deci sunt peste 200.000 de oameni și 198 de distribuiri și continuă să fie distribuit în continuare. Deci rugămintea mea pentru toți cei care mă urmăriți este să dați jos acest videoclip de pe pagina mea. Îl găsiți pe pagina mea publică, da? Vedeți aici videoclipul. L-am distribuit și eu de mai multe ori. Coruptul Beuran se ocupă din arest la domiciliu cu cenzură, abonuiesc a angajat o firmă, da? 2300 de distribuiri, asta e numai o postare, eu le-am pus în mai multe locuri. Și vă rog foarte mult să dați jos acest videoclip în calculatoarele voastre și să-l încărcați, mai ales cei care aveți conturi de YouTube, pe conturile voastre de YouTube. Ca să vadă domnul Beuran că nu poate să cenzureze adevărul. Ceea ce face domnul Beuran este absolut scandalos. Așa cum am promis, am făcut un live astăzi din fața vilei domnului Beuran. Va urma reportajul Full HD cu imagini chiar mai bune decât cele pe care le-a cenzurat domnul Beuran, inclusiv imaginea aeriene. Mulțumesc echipei Resist Sky Team. Și vor urma informații foarte interesante legate de domnul Beuran. Că acum încep să înțeleg de ce e atât de speriat domnul Beuran de acele imagini, dragii mei. Aceasta este declarația de avere a domnului Beuran, Mircea Beuran, depusă la Universitatea Carol Davila, cred că se cheamă, da? Unde domnul Mircea Beuran este șeful departamentului de bla bla bla. E mare șmecher la universitate, da? Asta este declarația de avere. Așa, e mare declarația de avere, sunt multe venituri de la stat. Aici sunt veniturile de la stat, vedeți și el are venituri de la Carol Davila și doamna Beuran are venituri de la Carol Davila, că la ăștia e pe bază de clan. Nu o să vedeți. Întotdeauna când găsiți pe unul de ăsta bolnav de corupție și de șpagă legat cu PSD-ul, o să aflați că nevasta lui și familia lui sunt tot la stat și tot în jurul lui se învârt. Că ăștia la ei totul funcționează pe bază de clan. Și declarația de interese. Bun. Ce se întâmplă aici? Este foarte grav, domnul Beuran, dacă a fi într-o țară normală, ar trebui să aibă un dosar penal pentru fals și uz de fals. Domnul Beuran a declarat în declarația de avere, vedeți aici, la imobile, a declarat această proprietate, castelului Beuran, ca având 364 de metri pătrați. Așa scrie suprafața, 364 de metri pătrați. E bine, dragii mei, am calculat pe Google Maps, pentru că Google Maps îți oferă această posibilitate să calculezi distanțele exacte la sol sau dimensiunile imobililor, ale, mă rog, construcțiilor. Uitați-vă aici este de pe Google Maps. Dintr-un capăt al casei până în alt capăt sunt 22,4 metri, 23 de metri. Și pe linia cealaltă, deci pe lățime, sunt 15,77 de metri. Asta ce înseamnă, oameni buni? Înseamnă că amprenta la sol a casei este de 364 de metri pătrați. Dar casa, o să vedeți în imagini, are subsol, pentru că jumate din casă e garajul subteran, e intrarea. Are subsol, are parter, are etaj și are al doilea etaj, care este teoretic ca un fel de mansardă, dar nu e mansardă, este chiar un etaj, o să vedeți imaginile. Deci casa lui Beuran are în realitate 364 ori 4 metri pătrați. Da? Deci casa domnului Beuran este de 4 ori mai mare și probabil că, și aici vine motivul pentru care ar trece în declarația de avere o suprafață de 4 ori mai mică. Pentru că probabil cu această suprafață este înregistrat la primărie ca plătitor de taxe și impozite. Este singurul motiv logic pentru care domnul Beuran și-ar falsifica declarația de avere ca să fie în concordanță cu ceea ce scrie la primărie, la taxe și impozite. N-are altfel nicio logică. Dacă la primărie și la taxe și impozite el a declarat, cât poate să fie? Pentru că calculul ăsta e aproximativ.
Da? Poate să fie oriunde, da? Între 1200, 1300, 1400 de metri pătrați. Hai să zicem mai jos, 900 de metri pătrați. Dacă garajul ăla din subsol nu are și sub restul casei tot așa un subsol cu cine știe ce și-a făcut acolo, bibliotecă, club și așa mai departe. Da? Să zicem că sunt numai 3 nivele clare, da? Dar toți sunt oameni buni, peste 1000 de metri pătrați. Singurul motiv pentru care el ar fi trecut în declarație de avere 364 de metri pătrați, dacă la primărie ar fost 1000 de metri pătrați, că nu-i nebun nimeni să scrie sume diferite. Singurul motiv logic pentru care a făcut asta este pentru că la primărie a declarat o suprafață mai mică. Bineînțeles, de ce? Ca să plătească taxe și impozite mai mici, că ăștia sunt tahtiați, oameni buni de furt. Să fure pe toate căile. Nu contează că ei câștigă mult, contează să plătească cât mai puțin și ei să fie șmecheri în societate. Pentru că ei din 90 încoace au împărțit societatea așa cum era împărțită și pe vremea comunismului, când era nomenclatura comunistă și fraierii, șmecherii și fraierii. Și ei au rămas cu sistemul ăsta de operare. Șmecheri și fraieri. Noi suntem fraierii, ei sunt șmecheri. Cât câștigă acești șmecheri, oameni buni, vedeți aici salariile pe care le încasează de la stat, de la universitate, de la spital și de la ceva Academia de Științe Medicale, da? Deci are 3 salarii acest om. Soția lui are una, două, trei, patru venituri din bugete de stat, de la instituții de stat. Bineînțeles, amândoi sunt cuplu baronal universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Aici sunt sumele anuale împărțite la 12 luni ale anului calendaristic, rezultă undeva la peste 9.000 de euro împreună. Câștigă oamenii ăștia vreo 9.584 de euro împreună pe lună. Da? La un asemenea câștig, domnul Beuran își declară o suprafață de 4 ori mai mică la castel ca să plătească un impozit, bineînțeles, de 4 ori mai mic. Nu știu cât o fi impozitul la Ciolpani, dar cu siguranță nu este Paris, ca să nu poți să-ți permiți la un venit lunar de 9.000 de euro să plătești, frate, impozitul, cât e impozitul. Nu se poate așa ceva, da? Domnul Beuran a fost supărat, probabil, și pentru că acel material a primit un răspuns foarte interesant de la cineva și vreau să vă citez acest răspuns, numai un pic să-l găsesc pe pagina mea de Facebook. Vreau să vă citesc acest răspuns al unei persoane care a descris cel mai bine și cel mai frumos cazul Beuran. Ăsta este materialul pus acum 21 de ore, vă dați seama, în 21 de ore, efectul Streisand, nu știe domnul Beuran, dar poate află, da? Faptul că a încercat să cenzureze un material pe YouTube a generat o audiență, în curând va fi de 10, de 20, de 30 de ori mai mare și mai multă lume se va uita la asta, da? 85.302 vizualizări, da? 85.000. Vedeți că era 84.000, în timp ce am vorbit eu acum s-a ajuns la 85.000 de vizualizări. Și asta este numai ce e aici, într-un singur loc în care eu l-am pus. Dar sunt foarte mulți oameni și vă rog pe toți să dați jos materialul de pe YouTube. E ușor, căutați pe Google Facebook Video Download, vă dă un site, puneți linkul videoului, dați-l jos și ridicați-l dumneavoastră pe paginile dumneavoastră de YouTube. Cineva a scris și vreau să citesc acest text, Viorel Gheorghică. Trebuie să înțelegem că acest sistem făcut numai pentru câștiguri trebuie ponderat. Poți avea câștiguri în domeniul vânzărilor, în domeniul anumitor prestări de servicii. Dacă ai inventat ceva, dar când vine vorba de medici, de doctori, de preoți, de judecători, de magistrați, de polițiști, aceste profesii nu trebuie făcute pentru câștig. Consider că anumite profesii se fac pentru că ai o vocație pentru acel domeniu. Omul acesta, Beuran, avea suficienți bani, avea tabloul de valoare, avea dita mai castelul. Domnul Beuran a declarat tablouri și obiecte de artă și bijuterii și ce are el aici, da? În valoare de 40.000 de dolari, da? 40.000 de dolari a declarat domnul Beuran și zice că din 1980 l-ar avea până în prezent. Nu știu cum putea să dețină domnul Beuran obiecte de cult și tablouri înainte de 1989, pentru că nu prea puteai, că partidul ți interzicea. Puteau numai cei care aveau legături cu securitatea, securiștii și comuniștii din nomenclatura comunistă. Deci, citesc din acest comentariu, problema e că sistemul a produs un specimen nou, care nu are limite, care pentru câștig este în stare de orice. Omul acesta nu își exercită profesia pentru a face bine, ci pentru mărirea câștigului.
Omul este bolnav psihic, iar acest sentiment nu este singular și este promovat ca etalon al reușitei în viață. Iată, este un exemplu foarte nociv pentru viitorul societății. O lume în care se prestează o meserie, o profesie pentru bani nu poate fi o lume prea sănătoasă, cu atât mai puțin una onestă și morală. Nu poți să transformi într-un business sănătatea oamenilor, nu poți să transformi într-un business suferința oamenilor, este imoral. Și pe urmă, să mă ierte Dumnezeu, dar am ajuns să mă duc la medic să stau cu gândul, oare medicul îmi dorește binele, îmi pune un diagnostic corect sau vrea să-și cumpere un iaht la mare de pe suferința mea? E foarte grav dacă un individ e atât de ahtiat după bani, deși el câștigă împreună cu soția lui peste 9.000 de euro. El își micșorează suprafața castelului ca să plătească de 4 ori mai puțin impozit. El ia-și pagă 10.000 de euro ca să vândă postul la universitate. Păi nu mai ai nicio garanție că dacă te duci la el, el în mod corect îți spune ce ai și soluția cea mai bună, sau dacă el nu îți propune operații și alte lucruri numai ca să-ți ia și pagă, să-ți ia și mai mulți bani. Asta este o problemă, o temă de gândire foarte profundă lansată de acest om cinstit din România, Viorel Gheorghică, un cetățean onest care a comentat pe YouTube la acel material care a fost cenzurat de către domnul Beuran pe când avea 25.000 de vizualizări și care în mai puțin de 24 de ore de pe toate paginile de unde a fost distribuit are cu siguranță în timp ce vorbim peste 200.000 de vizualizări și sunt mii de oameni care au distribuit și sper să distribuie cât mai multă lume acest material, să înțeleagă domnul Beuran că nu poți să faci chiar orice cu bani. Domnul Beuran e tipul ăla de individ, cu tipul ăla de mentalitate. Dom'le, dacă am mulți bani, eu fac orice. Eu sunt șmecher, eu am avocați, eu dau niște telefoane, sunt conectat și cineva îmi prezintă niște băieți șmecheri care fac niște rapoarte șmechere la YouTube și am blocat totul. Și eu rezolv problema. Ei, uite că nu o rezolvați, domnul Beuran, și ăsta este numai începutul. Astăzi dimineața am fost acolo și am făcut live din fața vilei lui Beuran. Live-ul este pus pe... Este bineînțeles pe pagina mea de Facebook și este ridicat și pe pagina mea de YouTube. Live-ul pe care l-am făcut ieri, în care am vorbit despre cenzura provocată de domnul Beuran și suspendarea materialului, are deja 73.000 de vizualizări, adăugați la cele 200.000 de dinainte. Și live-ul pe care l-am făcut astăzi în fața vilei domnului Beuran are 1.300 de distribuiri și 64.000 de vizualizări. Da? Adăugați la restul vizualizărilor ca să înțeleagă domnul Beuran ce începe. Și ăsta este numai începutul. Am luat decizia ca acel reportaj pe care l-am pus pe pagina mea publică să îl plătesc și reclamă la Facebook pentru a fi cât mai distribuit și voi plăti reclamă atât luna asta cât și luna viitoare, cât îmi permite bugetul. Deci după ce mă acopăr toate cheltuielile lunare pe care le am, banii cu care rămân îi voi pune în reclamă ca să înțeleagă domnul Beuran că nu este în regulă ceea ce a făcut. Și voi continua live-urile de la Vila Dânsului. Mâine domnul Beuran este la Curtea de Apel București, unde se judecă apelul prin care procurorii DNA cer arestarea lui preventivă. Între timp, au apărut stenograme din dosarul lui Mircea Beuran. Asta am încercat să arăt în live-ul de azi dimineață, dar de pe mobil, din pricina faptului că site-ul e foarte încărcat cu reclame, nu s-a putut vedea, da? Stenograme, surse judiciare prezintă în exclusivitate pentru gândul înregistrarea ambientală care l-a făcut pe judecătorul de la Tribunalul București să-l aresteze la domiciliu pe Mircea Beuran. Carmen Haiduc, cea care i-a dat banii lui Beuran, discută cu el și îi cere banii înapoi pentru că ăsta nu i-a aranjat angajarea. Și spune, are discuția cu el și spune, domne, la sfârșitul anului, în decembrie, după ce am discutat despre post și așa mai departe, ați fost de acord, v-am oferit o sumă de bani. La care Beuran zice, domne, nu mai știu cât. Spune și cerem să-i dăm înapoi. 10.000 de euro. El zice, 10.000 de euro. Eu știu sigur pentru că, asta e, fiecare. Deci el nu mai știe cât, vă dați seama? Oameni buni, cineva, gândiți-vă că dumneavoastră mâine primiți 10.000 de euro. Pentru 99% dintre românii cinstiți din țara asta care plătesc taxe și impozite ca să câștige domnul și doamna Beuran 9.000 de euro pe lună, 10.000 de euro e un eveniment în viață. Ți-a dat cineva 10.000 de euro. La ăsta, la Beuran, el nu mai știe cât. Vă dați seama câte șpăgi ia el? Vă dați seama ce sume ia el? Dacă el nu mai știe, domne, 10.000 de euro aia, un mizlic. Vă dați seama despre ce fel de personaj vorbim? În aceste stenograme,
Beoran zice, deci haideți să terminăm teza, să ne vedem fiecare de drumul nostru și să-mi înapoiați cei 10.000 de euro, zice haiducul Carmen. Și Beoran zice, da, domne, ții înapoiez. Când vreți, îmi spuneți dumneavoastră și cum revenim. Beoran zice, nicio problemă, ca o să ți-i aduc cât mai repede. Dincolo de faptul că pentru el 10.000 de euro sunt ceva ce nu mai ține minte, vă dați seama în ce ritm i-aș păge omul ăsta și ce sume. Dacă el nu mai ține minte 10.000 de euro, și lejeritatea care spune, da, domnule, nicio problemă, ne întâlnim și îți dau înapoi bani. Adică 10.000 de euro pentru el sunt ceva mizili. Bine, atunci vă mulțumesc, îmi pare rău că asta e situația, adică nu știu ce. De observat este că nicio secundă medicul Mircea Beurean nu neagă primirea vreunei sume de bani, ba mai mult arată că se obligă să returneze femeii cu celeritate această sumă. Concret, spun sursele publicației, martorii puțin susțin că au auzit discuția acide între cei doi și au dat declarații la Direcția Națională Anticorupție. Ce este foarte scandalos legat de oamenii ăștia, legat de falsificarea declarației de avere și de impozitul plătit mai mic, deci pe lângă faptul că face un munte de bani, pe lângă faptul că 10.000 de euro pentru el sunt ceva, un eveniment așa banal din viață, da? Vă dați seama că el nu plătește pe toate sumele astea uriașe, milioane de euro probabil adunate în 30 de ani de zile, n-are cum să plătească taxe și impozite, deci sunt bani negri, este ca și cineva care face trafic de persoane sau trafic de droguri sau comite infracțiuni. Deci pe lângă faptul că are asemenea surse de venit, nu plătește nici impozite pe ele, își declară și castelul cu suprafață mai mică ca să plătească impozit și mai mic și peste toate astea în condițiile în care el oricum câștigă un enorm, oameni buni, enorm, 9.000 de euro pe lună, familia Beuran, numai din bani publici. Vă dați seama la șpăgile pe care le ia că ăștia 9.000 de euro sunt mizilic pentru el? Bun. Acum haideți să mergem, dragii mei, să vedem imaginile cu castelul domnului Beuran și pe imagine am să vă dau și mai multe informații legate de acest caz. Motivarea arestării la domiciliu, magistrații Tribunalului București spun că medicul Mircea Beuran, citez, a transformat facultatea în propria piață de desfacere pentru obținerea de venituri ilicite. Potrivit acestei motivări a deciziei prin care Tribunalul București dispune arestarea la domiciliu, Beuran a fost interceptat și a recunoscut că a luat mită. Interceptările anchetatorilor arată că Beuran a recunoscut explicit că în 2018 a primit 10.000 de euro pentru a scoate la concurs un post de asistent universitar. Asta au spus magistrații care l-au arestat la domiciliu. Judecătorii au mai spus că se impune ca medicul să fie arestat la domiciliu pentru a fi înlăturată starea de pericol pentru ordinea publică. Și acum citesc din motivarea Tribunalului București. Prin acțiunile sale, inculpatul a transformat o instituție publică de prestigiu în propria piață de desfacere, ca sursă personală de venituri ilicite. Fapta inculpatului Mircea Beuran este cu atât mai condamnabilă în contextul corupției din domeniul medical universitar,
cu atât mai mult cu cât nivelul ridicat de salarizare a unui medic ar trebui să aibă corespondent în integritatea acestuia. Nu întâmplător, spun judecătorii care l-au arestat la domiciliu pe Mircea Beuran, nu întâmplător, poate un număr alarmant de tineri, inclusiv absolvenți ai instituțiilor de medicină, au ales să părăsească țara, indicând corupția de drept principală cauză a acestui exod. Că un post se cumpără de cele mai multe ori pe bani, o dovedește și cazul de față. Asta este strict legat de arestarea la domiciliu a lui Beuran, pentru că nu mai are antecedente penale, judecătorii l-au plasat în arest la domiciliu. Și vedeți că acest om, despre care judecătorii spun aceste lucruri, care a recunoscut că a luat șpagă 10.000 de euro, a fost interceptat recunoscând această șpagă, despre care judecătorii spun că a transformat universitatea într-un fel de talcioc, unde el vindea la suprapreț posturile, acest individ se declară hărțuit și persecutat pentru că cineva arată, printre altele, fructul actelor lui de corupție, și anume castelul imens pe care și l-a construit. Castel care, vedeți câte probleme are. Însă, în trecutul lui Beuran se află lucruri care spun foarte multe despre caracterul lui. Și o să-i fac și o scurtă descriere. Beuran s-a născut în 53. Este chirurg la Spitalul de Urgență Florească, este anchetat pentru că i-a luat foc o pacientă pe masa de operație, el conducând o operație unde s-au folosit niște substanțe puternic inflamabile care au intrat în contact cu un bisturiu electric, dacă am înțeles bine, și de aici a luat foc pacienta respectivă, a și murit pacienta respectivă. Din 74 și-a început studiile la medicină și farmacie la Carol Davila, după câțiva ani a devenit și profesor universitar. În 2005 a obținut funcția de profesor universitar de chirurgie generală, iar în 2007 a fost pus în funcția de conducător de doctorat. Deci Beuran este și conducător de doctorate și operează și a avut și funcții importante la Spitalul Clinic de Floreasca din Clinic de Urgență din București. A început să lucreze la Floreasca din anul 1984. Și cariera lui și notorietatea lui a atins punctul culminant, de atunci a devenit și chirurgul VIP-urilor din 2000, când a fost luat Ion Iliescu pentru ca pe durata campaniei prezidențiale pentru alegerile prezidențiale să fie medicul lui personal. Ulterior însă el a devenit membru PSD, a ocupat diverse funcții pe scena politică, de la consilier prezidențial la ministru al sănătății. A ajuns în funcția de ministru în 2003. În vremea guvernului Adrian Năstase, oameni buni, deci este un exponent al mafiei fesenisto-pedeseriste, pesedistă, nășită de Adrian Năstase, care este tatăl mafiei corupților din România. El mai este poreclit și ministru Copiuță, după ce s-a aflat că a plagiat, ca să vedeți despre ce vorbim. Deci omul pe toată linia, șpăgi, furt intelectual, furt la metri pătrați ca să plătească mai puțin impozit, furt prin corupție, prin vânzarea posturilor, da? În 2003 s-a descoperit că ghidul medicului de gardă, publicat de editura Scripta București în 97, pe care l-a publicat Beuran, este de fapt o traducere. Deci omul a furat, a tradus On Call, Principle and Protocol, doi autori din Statele Unite care au făcut o carte care a apărut în 1989 la editura Blue Book Sears, o editura Saunders Company, da, o carte despre medicina de urgență, pe care Beuran a luat-o, a tradus-o și a pus numele pe ea și a zis: domne, asta este lucrarea mea. Ca să înțelegeți despre ce vorbim, deci și furt intelectual. După incident, Beuran a demisionat de la minister, a fost concediat de la medicină și farmacie, dar a dat în judecată și pe chestiuni de procedură, de chichițe, de nebunii, pentru că s-au creat niște legi ăștia și au creat legi. Toată gașca asta de mafioți, pesedisto, feseniști, pedeseriști, au legiferat ca, pentru că atunci când sunt prinși cu furt, indiferent de furt, să aibă 7.000 de portițe de scăpare în justiție, să poată să rămână pe funcțiile respective. Și a reușit să fie reîncadrat. El a recunoscut că a obținut titlul de doctor datorită unei lucrări plagiate. Cu toate astea, oameni buni, a rămas profesor și membru în Senatul Universității de Medicină și Farmacie și conduce doctorate, oameni buni, dacă puteți să vă imaginați așa ceva. Are mai multe conturi bancare,
are obiecte de artă care însumează, am citit eu greșit de pe declarația lui de avere, sunt 70.000 de euro, că scrie foarte urât, dar aici n-avem ce să zicem, medicii scriu urât. Și a devenit un fel de medic al vedetelor, de atunci de când Ion Iliescu l-a luat să fie medicul lui personal, vedete, bineînțeles, din politică, din oamenii care sunt legați de gruparea asta de interese. Așadar, vorbim despre un personaj despre care se poate spune că și-a construit averea, cariera, averea fabuloasă, având la bază numai furturi, oameni buni. De la plagiat, până la șpăci, până la suprafețe mai mici, de 4 ori mai mici, declarate în declarația de avere și în actele oficiale, ca să plătească de 4 ori mai puțin impozit. Ăsta este Mircea Beuran, cel care se declară hărțuit și persecutat și are puterea, banii, cunoștințele să obțină în România cenzura temporară a unui material de pe YouTube. Vă mulțumesc frumos tuturor celor care ați distribuit și sper să redistribuiți cât mai mult și acest material. Nu mor caii când vor câinii, cum se zice în România.